Chiar dacă sezonul petrecerilor în aer liber s-a cam încheiat, iar vremea ne cam dă bătăi de cap, nu vă putem lăsa fără câteva recomandări de petrecere a timpului liber. Iată ce am pregătit pentru dumneavoastră. În acest weekend puteți să dați o fugă până la Castelul Corvinilor, care încet încet se îmbracă în haină nouă. Pe lângă un tur al edificiului medieval, puteți admira și o serie de lucrări de artă plastică din Republica Moldova și din România. Timp de o lună de zile, pe simezele de la castel vor expune 7 artiști plastici. Vernisajul expoziției Anverguri Stilistice a avut loc joi, 2 noiembrie, iar lucrările artiștilor plastici pot fi admirate până la sfârșitul lunii, mai exact 30 noiembrie. Sâmbătă la Shopping City Deva puteți admira grădinile miniaturale realizate de cei 60 de participanți la un atelier de creație de terarii. Duminică dimineață puteți să vă duceți copiii la teatru. Actorii Teatrului de Artă din Deva vor juca în spectacolul Lupul și Oița, începând cu ora 11. Un spectacol la care cei mici, dar și cei mari, se vor amuza copios pe seama oiței Dolofane, Doli, dar și a lui Lupu Pupu, lupul cel pofticios și flămând nevoie mare. Tot duminică, 5 noiembrie, de la ora 12, actorii teatrului din Petroșani vor da viață personajelor Fata Moșului și Fata Babei. Cei mici și cei mari sunt poftiți să pășească în lumea basmului, unde vor descoperi că bunătatea este răsplătită, răutatea este pedepsită, iar tot ce ni se întâmplă are un sens anume. Festivalul Concurs Național de Muzică Pop Stelele Cetății reunește la finele acestei săptămâni pe scena Selimar de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, tineri soliști din mai multe județe. Evenimentul va avea loc în zilele de 4 și 5 noiembrie, iar duminică de la ora 18 puteți să-i vedeți pe cei mai buni în gala laureaților. Sau, dacă tot vreți să vă petreceți timpul liber cât mai util și dacă aveți la dispoziție și un mijloc de deplasare auto, puteți să vizitați diferite zone din județul nostru, atât de apreciat pentru peisajele mirifice, mai ales acum toamna, cât și pentru vestigiile istorice.